Dar frică mai fost săptămâna aceasta. Termometrele au înghețat noaptea și la minus 18 grade Celsius. Adică a fost gel. Potrivit meteorologilor, vremea rămâne rece și săptămâna următoare, așa că îmbrăcați-vă bine dacă vreți să ieșiți afară. Vă recomand căciulă, fular, mănuși și ciorapi. De lână, desigur. Valabil mai ales dacă locuiți în estul Transilvaniei. Să vă explic de ce. Aici sunt două localități despre care oamenii spun că sunt cele două Miss Siberii ale Europei. Siberia, dacă nu știați, este în Rusia și acolo s-a inventat gerul. Cele două orașe de la noi sunt Miercurea Ciuc și Întorsura Buzăului. Potrivit ANM, în ianuarie 2017, Miercurea Ciuc a fost pe primul loc în Europa la cele mai puține grade în termometrele minus 28,7 grade. Cum spun bătrânii, crăpau și pietrele de frig. De ce se face atât de frig? Răspunsul găsim la ora de geografie. Orașul e înconjurat de munți, unii înalți și peste 1900 de metri, așa că vorbim de fapt de o depresiune situată la atitudine de peste 700 de metri. Toate aceste lucruri favorizează un fenomen meteo numit inversiune termică, adică pământul se răcește foarte rapid și fiind mai greu, aerul rece rămâne deasupra zonei, producând și ceață, ce împiedică razele soarelui să pătrundă. Dar, dacă aici vi se pare foarte frig, cum o fi oare la minus 89,2 grade temperatură înregistrată în Antarctica? Atât pentru azi. Eu mă duc să beau un ceai. Numai bine, pe curând!